Bună ziua! Astăzi m-am gândit să vorbim puțin despre ce înseamnă un conflict de putere într-o relație și mai ales cum se manifestă acest conflict de putere. Pentru că de foarte multe ori ajungem să încheiem o relație sau să îi facem rău partenerului nostru din motive care nu țin de sentimentele pe care le avem față de celălalt, ci din motive care țin de orgoliu, din motive care țin de necesitatea de a îi demonstra celuilalt ceva sau, în foarte multe cazuri, de a ne demonstra nouă înșine ceva. Un conflict de putere se referă la o nevoie pe care eu o resimt în cadrul relației mele de a îi arăta celuilalt că eu sunt cel care deține controlul. Conflictul de putere apare din două motive. Primul motiv este acela că eu nu mă simt în siguranță în relația mea, simt că nu am suficient spațiu cât să mă exprim, simt că nu pot spune ceea ce simt și atunci, cu fiecare ocazie pe care eu o am, încerc să îmi marchez teritoriul, încerc să mă fac văzut de către celălalt și când spun încerc să mă fac văzut, mă refer la a fi văzut emoțional și mental de către celălalt. Cel de-al doilea motiv pentru care apare un conflict de putere vine dintr-o nesiguranță pe care eu o am și din dorința de a-i demonstra celuilalt că eu știu mai bine, că eu știu mai mult, că eu sunt cel care este factorul de decizie în relație. Conflictul de putere poate fi regăsit în foarte multe relații pe care le avem, nu doar în relația de cuplu, dar el este cel mai vizibil în relația de cuplu, pentru că avem o mentalitate de tipul cineva trebuie să fie șeful sau, cum se spune din popor, cine cântă în casă, cocoșul sau găina. Sunt niște concepte care nu doar că ne rănesc foarte mult, dar ne fac să credem că cineva într-o relație are mai multă dreptate, are mai multă nevoie să fie fericit decât celălalt. Și cel mai important, un conflict de putere distruge absolut orice relație. De ce se întâmplă asta? Este foarte simplu. Pentru că în momentul în care eu încerc să demonstrez ceva cuiva, nu pentru că simt asta, ci pentru că vreau să îi arăt ceva, pentru că vreau să îl pun la punct, pentru că vreau să îmi demonstrez mie însumi că sunt mai puternic decât celălalt, atunci eu nu mai sunt conectat cu celălalt, ci sunt conectat doar cu orgolul meu, doar cu proiecția minții mele. Conflictul de putere se referă la o stare de defensivă emoțională permanentă. Pentru că dacă eu în acest moment nu sunt 100% împăcat cu ceea ce eu reprezint, toate relațiile mele se vor transforma într-un conflict de putere. Tot ceea ce eu trăiesc în viața mea va fi o nevoie de a mă manifesta într-un fel care să îi arate celuilalt cum sunt eu de fapt. Dar eu să nu am nicio treabă cu ceea ce eu proiectez că sunt în fața celorlalți. Însă, eu să-mi hrănesc orgoliul din acea proiecție și să consider că le arăt celorlalți că sunt o persoană care merită a fi respectată. Respectul nu este ceva care poate să fie impus, respectul se câștigă și respectul este o stare vibrațională pe care un om o manifestă față de alt om. Dacă respectul ajunge să fie prezent în relație doar pentru că mi-e frică de celălalt, atunci nu este respect. Este doar un raport de autoritate în care eu sunt fie persoana care domină, fie persoana care este dominată. Conflictul de putere este extrem de dăunător în orice etapă a relației s-ar întâmpla. Și asta pentru că el mă face pe mine, ca în fiecare moment din viața mea, eu să mă gândesc, oare ar trebui să mă comport așa? Oare este bine să spun asta? Oare ce crede celălalt atunci când spun acest lucru? Când de fapt o relație este despre a fi 100% acasă, despre a fi 100% în siguranță. Dacă eu mă îndoiesc acum că ceea ce aș putea spune îmi poate răni partenerul sau că o discuție sinceră mi-ar putea pune în pericol relația, atunci relația mea nu este stabilă. Atunci relația mea nu este ancorată pe niște principii solide, ci este pur și simplu ceva ce eu am construit singur în mintea mea. Conflictul de putere apare atunci când fie eu am o problemă cu încrederea în mine însumi,
nu știu cine sunt, cred că nu merit iubirea celorlalți, sunt traumatizat, sunt în defensivă. Fie apare în momentul în care sunt într-o relație cu o persoană care este extrem de autoritară și care simte nevoia să-și marcheze teritoriul în absolut fiecare interacțiune pe care noi o avem. Și conflictul de putere se manifestă nu doar acasă, dar și se poate manifesta și în societate, adică partenerul se simte nevoia să mă pună la punct în fața celorlalți pentru a le demonstra celorlalți, iată, că eu sunt factorul slab din relație și, bineînțeles, pentru a-și hrăni orgoliul și pentru a, cumva, a valida această idee că tot ce se întâmplă în relație se întâmplă în funcție de cum vrea persoana în cauză. Conflictele de putere ne răpesc tot ce este mai bun și mai frumos, iubirea, și ne opresc din creștere emoțional și spiritual. Asta pentru că eu nu am cum să mai fiu preocupat de starea emoțională a partenerului meu dacă preocuparea mea e să-i arăt partenerului meu cine sunt eu sau cum sunt eu, sau să îl fac pe celălalt să fie pe o poziție de inferioritate. Conflictul într-o relație nu este ceva neobișnuit. Este normal să existe niște diferențe. Este normal ca în multe etape din relaționarea cu celălalt eu să am stări diferite, gânduri diferite, să mă aflu într-o etapă emoțională diferită. Dar ce nu este normal este capacitatea de a gestiona un conflict și de a lăsa acest conflict practic să erodeze relația până în punctul în care eu ajung să îl urăsc pe celălalt sau celălalt să mă urască sau să consider că eu am de demonstrat ceva pentru ca persoana din relația mea să mă vadă, să mă bage în seamă. Conflictele de putere sunt cu atât mai periculoase cu cât eu le neg și absolut orice conflict în cadrul unei relații, în momentul în care este reprimat, ajunge să domine relația cu atât mai mult. De aceea este foarte important să pot avea o discuție sinceră și nu doar cu partenerul meu, ci să pot avea o discuție sinceră și cu mine și să văd ce anume mă face, de exemplu, să caut o relație în care eu sunt persoana care domină sau, din contră, persoana care este dominată. Pentru că într-o relație nu există șefi, nu are cum cineva să știe mai mult decât altcineva sau nu are cum cineva să fie factorul decizional, iar celălalt să suporte deciziile celuilalt. De ce? Pentru că din punct de vedere energetic nu mai există un schimb de energie. Mai exact, nu mai există dialog, este doar un monolog, un partener vorbește, ia decizii, ascultă, pune în practică deciziile și celălalt nu există. Prin urmare, nici relația nu are cum să existe. De aceea este important ca eu să fiu autentic cu mine la nivel vibrațional și emoțional pentru a putea să nu cumva să cad în această falsă capcană conform căreia eu trebuie să fiu cu cineva într-o relație pentru că persoana respectivă mi se pare că întrunește niște calități, dar din punct de vedere emoțional eu ca suflet să nu comunic cu persoana respectivă. Pentru că dacă această comunicare de la suflet la suflet nu are loc, apare conflictul de putere. De ce? Pentru că intră mintea. Și atunci există un conflict între mentalul meu și mentalul persoanei respective. Eu când am o discuție de la suflet la suflet cu cineva, sufletul persoanei respective mă vede și mă aude și respectiv sufletul meu este văzut și auzit. Și atunci nu există niciun conflict, pentru că lucrurile curg într-un sincron perfect. De aceea, armonia din punct de vedere energetic între doi parteneri este factorul cheie care menține orice relație în viață. Și o relație nu este o convenție pe care o am cu cineva pentru că există un act care ne unește sau pentru că avem copii împreună sau pentru că suntem de foarte mult timp împreună. O relație există atât timp cât se întâmplă acest schimb de energie, acest schimb de gânduri, acest schimb de emoții și atât timp cât există compasiune necondiționată din partea mea, respectiv din partea partenerului meu față de mine. Și această compasiune necondiționată este prezentă atunci când există iubire, chiar și când avem un conflict. Pentru că atunci eu știu că eu sunt împreună cu partenerul meu împotriva conflictului și încercăm să rezolvăm conflictul, respectiv nu îl folosesc pe celălalt ca armă în lupta mea pentru a îi demonstra ceva celuilalt și pentru a îl pune pe butuci pe celălalt. Conflictele de putere sunt o chestiune care are foarte, foarte, foarte mare legătură cu orgoliul
Și această chestiune care ține de orgoliu este ceva la care lucrăm toată viața, pentru că atunci când suntem autentici cu noi înșine, căutăm să avem în viața noastră acest nivel de autenticitate și în relațiile cu ceilalți. Și eu sunt într-o relație cu cineva doar atât timp cât fuzionăm energetic, mental și emoțional. Când această fuziune nu mai are loc, pot să fiu din punct de vedere social cineva, dar din punct de vedere emoțional noi să fim despărțiți. De aceea este important să avem această răbdare și compasiune față de noi înșine și să vedem ce anume ne ține într-o relație, ce facem noi ca parteneri pentru partenerul nostru, emoțional și energetic, și de asemenea să vedem care este relația pe care noi o avem cu noi înșine, în permanență.